dar dacă amestici ei laptele mai din pripă, înainte de a-și duce procesul ăsta la desăvârșire, la fermentat, la, da, dacă fermentează mai mult și așa, devine, îi zicem noi, lapte prins. Lapte prins. Dar dacă nu-și duce la bun sfârșit procesul de fermentație și noi amestecăm smântâna asta de deasupra, se cheamă lapte apu sau lapte bătut.